Vrei să-ți cumperi multe jocuri și nu vrei să cheltuiești toți banii de shaorma? Intră chiar acum pe Eneba și beneficiază de cele mai mari reduceri. Link în descriere. Hoa ho de anul nou a sosit decembrie, 1 decembrie din nou. Mâine anul se noiește și românul se întărește. Și începe a cura după bani a colinda. Bine v-am găsit băieții la un nou episod aici pe canalul nostru. De 1 decembrie special, mergem pe la Grăsan să bem o cafeluță cu el și să ne apucăm de filmat, pentru că diseară plec la Brașovel. Diseară, băieții, plecăm la Brașov, se anunță concediu șmecher, combinații nebunii, gagicăreală, băutură, ce să facem și noi. Hai că v-am pupat. Să vedeți și voi, băieții, se pusese un pic să ningă, dar văd că acum s-a oprit. S-a căcat Dumnezeu în pofta mea și a lui Parpander. Făcea și noi un clip așa frumos cu zăpadă, prima zăpadă, așa frumos la Increva, cioaca. S-a oprit. Mergem frumos la Grăsan, ne așteaptă cu masa pregătită acolo, cu nebunie. Grăsan nebun astăzi, știi că îi zic eu la mulți ani, amice. La mulți ani, amice. Păcanul sunt român. Țiganul nebun. Da, băiții, mergem frumos pe la Parpander. Ba, să vedeți și voi fază. Mă duc. Eram tot acum așa, singur, uitați, sunt singur cuc. Și eram în stație de, autobuz, așteptam autobuzul să mă duc acasă, să vin aici la mine, unde stau eu. Erau două fete, trec ele pe lângă mine și eu făceam story și spuneam, ninge, bă, story-ul de pe Instagram, dacă intrați la mine pe Instagram, îl găsiți story-ul. Și zic eu, ninge, bă, nu știu ce. Bă, dar le văd pe fetele alea așa, se opresc în loc. Și rămân așa și fac eu, ia uite, încă două fete care se sperie de mine că sunt youtuber. Bă, nu știu ce are lumea în ziua de azi, de se sperie de noi youtuberii când trecem pe stradă și vorbim. Suntem niște simpli oameni care vorbesc cu un telefon în care în telefonul lor au stocate cât avem noi acum, 28.000 de suflete omenești și de oameni cu care vorbim. Hai că m-am gândit prea mult, băieții, mă duc la autobuz, că mă grăbesc repede să ajung la Grăsanu, că v-am spus, mă așteaptă și mine cu masa, cu alea, e nebun pe ele astăzi. Aștept, băieții, o oră după autobuz, doamne, că abia aștept să dau de permis odată, să nu mai stau după autobuzele ăștia, doamne. Uf. Aici, băieții, pe strada la Grăsan, ne apropiem de el. Mamă, să vezi ce-i dau, acum le iau din pat. Pe nebunul ăsta, mamă, ce rămăsăie cu gâtul desfelit. Dacă era mami aici, venea cu 5.000 de gluci pe mine. Cu 5.000 de anuraci. Da, băieții, am ajuns la Grăsan, la mulți ani române. Dar păcați un țigan aici. Păi de ce, amice, de ce? E soarta asta cruntă. Hai, amice, stau și am picioare. Vezi? Ce, amice? Ce leg? Dracu, de nou bun, amic, cotul. Șunca, șunca, șunca. Dar multe cât de duci? Ia uitați, diseară, amice, la noapte plec. La noapte? Da, amice, la noapte, la două plec. La noapte, dă-i la gagică. Ia uite aici, frumos, ia uite aici calculatorul. Ce faci, amice? Filmezi, hă? Ești productiv astăzi? Da, cum? Bravo, fratele meu, bravo, tu rău. Pe moarte, pe moarte călcând și ceri de mărmânturi, ți-o dăruim în veci. Ce ce? Da, deci vreau mă fac preot. Vreau ajut lumea și asta. Și tu de ce te împăr, mă? De ce ești de mine, tu, gata, tu nu mai ești prietenul meu, gata. Amice, eu nu pune mă la de YouTube. Nu contează, știu că nu te lași, dar nu, nu, gata, nu mai. Bă, îi fi și eu credincios că nu sunt vorba aia, dar bă, să mă fac preot, nu. De ce e exclus? Cauți, amice, acolo. Ia zi, amice, ce cauți? Amice, ia ceva aici, amice. Amice, nu, că nu filmez, amice. Băieții, ne apucăm acum să filmăm un clip cu Home Workout, că am văzut că vă place mult rău de tot seria asta de Home Workout. Amice, dacă bădate la clincur, ce faci? Nu se întâmplă nimic, amice. Îmi place? Ia, amice, ce e asta? Ia, uite, bă. Din aia pentru nebunii. Asta ți-a dat-o la microfon, parcă. Microfonul le-am făcut de mult. A, da? Da. Nebun tu. Da, Roma. Ești nebun tu pe ele. Pe coaiele mele. Ah. În
ninge, bă, amice, bă! Ninge, bă, mă, gavită de pula, mă! Ia, uitați, băieții, cu ninge! Pe maică, amice, ce mișto e! Uite că se pune, amice! Uite, se pune și pe părul meu, amice! Uite cât ai flow cu ai pe păr! Amice, cred că nu se lipește, amice! Amice, se lipește? Nu știu dacă se lipește, amice! Ninge, băieții, de 1 decembrie! Ce mai frumos lucru! Ia, amice, ia! Maică! Dai cu minte, române! Dai cu minte, române! Să mor familia mea! Maică, e telefonul buzunar! Da, mici! Am probleme aia, știi, dacă intra... Ai probleme la mansardă, degeaba sunați la gardă! Da! Mamă, ce frumos ninge, băieți! Ia uitați! Ninge, mă, t-ampinge! Cum era vorba aia! Mama trage și eu... Sau cum, mama îmi punge și eu tracție, mai cu satură fac, amice, că ninge apără, amice. Amice, intrăm în casă, bu, amice, se cam făcut seara, amice. Amice? Se cam termină așa ușor, 1 decembrie, amice. Păcatul, nu ești român. Ah. Amice, asta e. Acum, după risc meserie, băieții, ne vedem, suntem ca lilieci, aici. Hristos a înviat, ia-te, amice! Moș Căciun, moșușu! Mamă, mi-ai dat cu bulgărele? Ce-ai făcut, ai dat cu bulgărele? Te fugi, a? Te fugi, a? Te-am nimerit. Hai, vino coace, că-ți dau. Hai, române, vino coace. Nu dai glăță. Hai, române! Că-ți dau frecuș. Haide, române, vino aici. Ce față ai, de drapat necontrolat. Stai cu minte, băieții, mă agresează, băieții. Ce? Ce faci, amice? Te piși? Te-ai pășit? Te-ai pișit? Da, pe tine, maică. Te piși? Pizdo. De ce nu vii să-mi cuperi? Ia, amice, ia. Ești raliu. Băieții, doar ce am ajuns și eu acasă și m-am pus să editez clipul acesta și trebuie să-l pun imediat într-o jumătate de oră. Nu știu că ramdează PC-ul așa repede, cam un PC răpciugă. Iartă-mă, barbanere, dar i-a sosit vremea. Nu știu dacă știați, PC-ul nostru e pus la vânzare, băieții, așa că cei care vreți să-l cumpărați, dați mesaj pe Instagram, o să vă răspund la toți. Mă întrebați de componente, îmi spuneți, negociem un preț ok. Tu știți voi care e schema, care e ideea. Sper că v-a plăcut vlogul acesta de 1 decembrie așa cu e o zi obișnuită, băieți. Ce să mai stăm atâta pe gânduri? Vorba lui mama lui Parpandel. De aia mai putem noi de 1 decembrie. Bine că nu e chiar așa, că bă, cu bune și cu rele, chiar suntem mândri că trăim în țara asta, bă. Poate că dacă trăiam în altă parte nu eram așa de fericiți, dar să știți că noi chiar suntem fericiți și ne putem bucura și cu ce avem. Nu trebuie neapărat să avem chestii scumpe. Nu vă gândiți, băieții, mereu la chestii materiale, la contează de sărbătorile astea să aveți familia aproape, să vă simțiți bine. Și cam asta e cel mai important. Să aveți parte de iubire, de fericire și asta și de sănătate. Că băieții, vă spun eu că pe oriunde v-ați duce, nu găsiți respectul pe care îl aveți acasă, pacea pe care o aveți acasă, fericirea pe care o aveți acasă și sănătatea, băieții. Sănătatea e pe primul loc. Pentru că vedeți și voi ce se întâmplă dacă nu e sănătos. Ce să zic? Eu am fost Midu, el a fost Parpandel și noi desigur ne revedem data viitoare, băieții, la un nou episod. Cred că acela o să fie de la Brașov, pentru că plec la Brașov, băieții. Ați auzit bine din acest vlog. Ce să zic? V-am pupat!